Este takový zvuka bylo. Da, rezultatul este foarte bun. Cred eu că în prima repriză, atâta timp cât ne-a permis și terenul, am făcut un joc destul de consistent. O echipă, am întâlnit o echipă foarte bună, solidă, cred, din punctul meu de vedere, că au cel mai bun lot din Liga a doua, acum alături de noi. Am profitat de fazele fixe și noi, în sfârșit, chiar și etapa trecută am marcat și acum am reușit să deschidem jocul. E un rezultat excelent. Chiar vorbeam cu prietenii și spuneam că îmi doresc primele două etape 6 puncte, dar să ne ferim de cei mai rău. Etapa a treia cu Călărașul, când noi tot timpul am mai avut surprize neplăcute. Sper eu de data asta băieții să fie foarte, foarte serioși, foarte concentrați ca să obținem victoria și în jocul de acasă de duminică de la 11:30 și îmi doresc foarte mult să vină în număr mare lumea la stadion. Astăzi chiar am fost impresionat de galeria noastră, de oamenii care ne-au susținut și din tribuna întâi. Ce să zic, sperăm noi ca să-i trezim pe toți uiștii care au fost într-o stare din asta mai de somnolență și să le arătăm tuturor ce reprezintă U. Echipa a salvat echipa câteva situații, o evoluție bună și pentru el. Da, nu știu dacă au fost chiar așa de periculoase. Au fost meciuri în care cred că a avut momente, situații la limită și chiar a fost bun. Astăzi, normal, își face treaba, e portar, deja are experiența Ligii a doua și e un jucător de viitor. Echipa a făcut un pressing foarte agresiv în prima parte. Nu v-ați temut de o cădere, o eventuală cădere în repriza secundă? Nu, pentru că asta antrenăm. Până la urmă avem și rezerve care în orice moment poate să intre și să facă același lucru. Ăsta e stilul nostru de joc și vom continua să facem astea în toate jocurile. Ați avut la un moment dat o schimbare, l-ați schimbat pe Filip cu Tescan, da. De fapt, invers, și v-ați gândit atunci să conservați rezultatul, fiind o schimbare defensivă, Filip? Nu, acest profil. Mai mult m-am gândit după pauză la starea gazonului, când ați văzut. Fiecare echipă juca minge lungă, Filip are talie, mult mai combativ decât Tescan, care e profil mai ofensiv, și de aceea am făcut această schimbare. Plus Șoban, la fel, care e mult mai defensiv decât Hovman. Nu a fost nici de cum să... Dar a trebuit să ne adaptăm la gazon. Da, chiar la pauză, adică vremea a fost extraordinară și la pauză să ieși, să ningă așa și să fie alb totul, chiar a fost o surpriză în 10 minute, să zic așa. Am văzut că așa au schimbat jucătorii și ghetele. Da. Păi asta ziceam, deja terenul era alunecos, aveai nevoie de ghete mult mai bune pentru acest gazon. Cât de mult înseamnă această victorie de victorie de moral. Obiectivul meu la începutul sezonului, am spus, era să facem minim 35 de puncte. Orice ar fi fost peste e un bonus și o șansă mai mare de a fi în situația de a promova. Dacă vom reuși să batem și Călărașul, zic eu, cu plus 7 față de ceea ce pronosticam eu la începutul campionatului, pot să mă declar mulțumit.